Moș Crăciuni, prințese și prinți, îngerași și pitici, dar și spiriduși orcrese, cu toții și-au pregătit cu grijă ținutele și au fost ajutați de părinți să se costumeze pentru a participa la serbarea clasei 1A a Școlii Generale numărul 4 Mihai Eminescu. În așteptarea lui Moș Crăciun a fost intitulat spectacolul la care fiecare elev al Rodicăi Idriceanu a avut contribuția sa. Eu mă numesc Iperalina Alice și sunt îngeraș și colindător. Ce ai pregătit pentru serbarea din această seară? Niște cântecele, roluri. Serbarea noastră cuprinde patru părți, o parte dedicată anotimpului iarna, partea a doua conține o scurtă scenetă dedicată nașterii Domnului, partea a treia este momentul colindătorilor și ultima parte în așteptarea lui Moș Crăciun. O vână ce iarnă se pasă și bună pe copii, alargă cu mirii prisoare, alunecă pe tăbun. La serbarea elevilor de clasa 1, care a avut loc marți seara în sala de festivități a Muzeului Poliției de Frontieră, au fost prezenți părinți și bunici ce au apreciat pregătirea micuților artiști. Odată cu sosirea lui Moș Crăciun, micuții de la școala 4 Mihai Eminescu se vor bucura și de vacanța de iarnă, iar până la anul următor, în decembrie, vor pregăti o nouă serbare dedicată moșului.